enseñar 20 colaboradores y prieteni al asta de ambele dintre noi, de pentru susținere. Viverna Residencias este un proiect important pentru echipa HCSA, un proiect la care au contribuit sute de oameni și care se bucură de grație cu mare succes în vieților noastre. În următoarea oră vă vom prezenta câteva informații importante despre proiectul nostru. Veți avea ocazia să vedeți un apartament model în premieră, complet mobilat și utilat. Un exemplu, de altfel, pentru apartamentele pe care urmează să le construim în următoarele luni. După această vizionare va exista o sesiune de întrebări. Iar pentru a vă oferi toate aceste informații, vă voi da cuvântul domnului Mauricio Mesa Gomez, director HCSA în România și Bulgaria. Bună ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc că ați venit aici. Vreau să, în primul rând, să las cuvinte domnul Francisco Vázquez, care este director general pentru HCSA Internațional, care să ne spună niște cuvinte despre HCSA în lume, în toate țările care suntem, în special în Spania. Vă rog frumos! Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros lo que hayáis venido a la presentación de nuestra próxima promoción, nuestro quinto piloto. Yo creo que no podemos dejar de echar la vista atrás y remontarnos a hace 12 años, cuando llegó el CESA por primera vez. Cred că este cazul să ne revenim înapoi, acum 12 ani, când FCSA a început și-a orientat privirea către România și către București. La buena situación del mercado inmobiliario en esos momentos, en esos años en España, hicieron que el grupo directivo de FCSA iniciara andaduras en explorar otros países. Y el primero fue Rumanía. Una situación pieza en España en aquel momento, porque ha habido un directivo que se dorească să exploreze noi țări, noi piețe, și una persona dintre acestea a fost piața de România. Bastó un único viaje para aclarar ideas, tomar decisiones y decidir que Rumanía, en este caso Bucarest, sería la primera apuesta del CESA para la internacionalización. A fost suficient o singură călătorie pentru a clarifica ideile și pentru a lua decizia ca România să fie prima țară în care acesta va începe procesul de internaționalizare. Posteriormente, e un gran proiect în care noi suntem în 10 paise, dar siempre nos queda el cariño de Bucarest, que ha sido la primera ciudad en la que nos hemos instalado. Posteriormente, a început un proces de internaționalizare care a dus acesta în 10 țări diferite, dar întotdeauna va rămâne afecțiunea pe care acesta o are față de România și față de București și ca fi primul proiect pe piața internațională pe care l-a inițiat. Si hacemos una valoración de estos años, por no entrar en muchos detalles, nos encontramos algunos contratiempos, pero sobre todo cosas muy positivas. Dacă ar fi să facem evaluarea tuturor acestor ani, putem găsi și obstacole pe care am întâlnit, dar în special lucruri pozitive care mi s-au întâmplat. Se compraron 5 proiectos, de los que hoy se han iniciado 2 proyectos de gran volumen. S-au gândit 5 proiecte, s-au inițiat 5 proiecte, pe care astăzi s-au realizat 2 proiecte de mare volumen. Después de una larga gestión, a día de hoy están construidos, están desarrollados, están vendidos. După un gran proces de gestiune, astăzi s-au construit și s-au și vândut. Son el caso de vivienda fase 1 y 2, con 420 viviendas y espacios comerciales. Cum este cazul de proiectul Vivienda Residencias, fazele 1 și 2, cu 420 de apartamente și spații comerciale. O nuestro primer proyecto, que fue el buque insignia, que fue el proyecto Chisemiu, que alberga un hotel y la sede del Instituto Cervantes. Sau cum ar fi proiectul nostru reprezentativ și primul proiect de România, care este hotelul Chisemiu, care cuprinde astăzi un hotel și printre altele și Instituto Cervantes. Esto
Los dos proyectos nos han llevado a la consolidación de nuestra empresa en la ciudad de Bucarest y en nuestra estructura y equipo humano. Aceste două proiecte ne-au ajutat să consolidăm prezența noastră în București și la și echipa noastră directivă. Pero ahora lo más importante es hablar del presente y del futuro, donde sí me gustaría destacar que la misma apuesta que los directivos del CESA tuvieron en el primer viaje la mantenemos a día de hoy, y es la apuesta por la ciudad de Bucarest y por la continuidad. Dar acum aș vrea să mă refer la prezent și la viitor și aș vrea să subliniez faptul că aceeași pariu, aceeași pe care Hercesa sau același sprijin pe care Hercesa l-a acordat întotdeauna proiectelor din București, l-a acordat și la Bucarest. Prueba de ello es esta fase 3 de vivienda, que ahora detallará mi compañero Mauricio un poco más, las obras de la sexta planta del edificio Chismillú, que en breve comenzarán, y el estudio de nuevos proyectos, tanto de proyectos adquiridos por el CESA como proyectos de terceros en los que podremos actuar de project manager, de consultora o de gestora o incluso productora. Va da susținerea noastră pentru viața din București, pentru proiectele noastre din București, este faptul că începem această fază a treia, proiectul Genda Residenția, că dorim să dezvoltăm etajul 6 din clădirea 5.5 și că studiem alte proiecte pe care Hercesa să le realizeze sau pe care Hercesa să le preia de la terțe persoane, fie în calitate de project manager, fie în calitate de consultant, fie în calitate de firmă constructoare. Bien, quiero despedirme dando las gracias a todos los asistentes. Y agradecer el cariño y la atención recibida desde el año 2002. Que esto nos hace sentirnos como empresa local que somos y sentirnos como casa. Ceea ce ne face să ne simțim ca firmă locală deja, ca și cum am fi acasă. Mulțumesc! O să continui eu cu niște cuvinte despre proiectul Vivenda Fase 3. Cum știți, după succes că am avut din fața 1 și 2, unde noi am finalizat și livrat 420 de apartamente dintr-o zonă care am construit, am urbanizat și am consolidat cu spațiile verzi, cu supermarketuri, cu spații de joacă de copii, diferite spații comerciale, creând un spațiu potrivit pentru familie și unde deja locuiește 400 de familie. Cu fața 3, noi vrem să continuăm proiectul nostru. Vrem să incorporăm fața 3 în proiect existent, cu un produs nou, un produs mai eficient, dar cu aceeași calitate Hercesa. Fața 3 o să aibă 130 de apartamente, parcare și boxe, construit în două blocuri de 66 de apartamente, de 2, 3 și 4 camere, la fel că în fazele precedente și de data asta vom include spații verzi și toate facilitate pentru a locui o familie. Proiectul Vivenda Residencias are numeroși susținători, oameni care apreciază calitate și sunt interesați de dezvoltarea durabilă și armonioasă al municipiului București. Și m-a bucur să avem astăzi, printre noi, unul dintre acești oameni, inclusiv echipa de la primaria sectorul 2 și mai ales domnul arhitect Bogdan Parvanu. Domnule Parvanu, ne-am bucurat să găsim în dumneavoastră și în instituția care reprezentați un colaborator de încredere preocupat de viața oamenilor. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la acest eveniment și vă rog să adresați câteva cuvinte celorlalți invitați reprezentați astăzi și după aceea s-a ridicat cordonul și s-a inaugurat apartamentul model al fazei al 3 al proiectului Vivenda Residenția. Bună ziua!
Sanu, care cu această ocazie vă transmite gândurile sale de tine. Colaborarea noastră care a început aproape acum 13 ani. Am avut și privilegiul să participăm împreună la Guadalajara la împlinirea 25 de ani de la înființarea grupului ECESA. Și pot să vă spun că am avut, în afară de colaborarea foarte ușoară și corectă cu grupul ECESA, să fim alături și să realizăm prima și a doua etapă în condiții foarte bune, urmând ca etapa a treia, care o să demareze probabil în toamnă, să închidem primul ciclu, să spunem, aproximativ 600 de apartamente, cu un confort pe care eu îl consider foarte bun, ca dovadă că tot ce s-a realizat până acum s-a și vândut. Și până la urmă, asta este scopul. Să se construiască eficient, calitate și astfel oamenii să poată să își găsească confortul necesar. Noi, în continuare, considerăm că prietenia care ne leagă, nu mai putem vorbi de numai colaborare, ci și prietenia care ne leagă, duce să vă așteptăm și cu alte noi investiții în sectorul 2. Vă felicităm pentru tot ce faceți și pentru ce veți urma construi și toate gândurile noastre de bine din partea echipei primăriei sectorului 2 și mult succes! Mulțumesc!